votarea prezenței majoritatea consilierilor. Ședința, declar ședința deschisă a Consiliului Local ASEO. Lipsesc domnul Dogariu și domnul Paul Potoroa. Și-au anunțat că vor veni, dar întârzi. În continuare îi dăm cuvântul... În mapa de lucrați am fost verbal în ședințe anterioare, dacă sunt ceva completări, modificări. Da, să punem la vot procesul verbal de la ședința. Cine este pentru? Contra? Abțineri? Votați nu la ședința. Pentru că domnul Stoian aici. Da, aici. A, după. În continuare dăm cuvântul domnului primar, domnul Constantin Rădulescu. Prezintă ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării de la bugetul local, a obiectivul modernizare dispensarea său, sata său, comuna său, inițiator primarul. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării de la bugetul local, la obiectivul realizare, canalizare și stații de epurare, extinderea rețelei de apă în comuna său, județul Bacău. Inițiator primarul. Comuna său, sat Ciobănuș. Din comuna său tot, că n-am zis nici de canalizare unii. Cum-i doamnă? Nu știu, e proiect. Exact așa spune, simt dacă nu dă pisat. Documentația arată. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului contractului de concesiune numărul 9 din 26-10-94 pentru imobilul în suprafață de 476 metri pătrați, număr cadastral 60.050 de la concesionar Stoian Ion și domnul Stoian Eudor, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractului de închiriere numărul pentru teren cu destinație agricolă, locatar domnul Marchis Cristian, locatar comuna său. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 5 la hotărârea Consiliului Local numărul 45-27-4-2017, cuprinzând bunurile ce alcătuiesc domeniul privat al comunei său, terenuri, sat, apa său, în conformitate cu anexa atașată. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Retras de către inițiator, am văzut în comisie, nu? Da? Da, retras. Da, e retras, da. Dacă a venit o adresă după aia, dar nu las mai... Îl repetiți? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice, am zis. Altul. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii de achiziționare a clubului de, a intenții de achiziționare a imobilului denumit Club Asău, construcție plus Piotru, pe plus 1, situat în centrul comunei Asău. Și probleme diverse. La modificarea ordinei de zi, ați avut în mapa de lucru rectificarea bugetului local. Întrucât avem... Să punem la vot ordinea de zi. Care sunt pentru? Contra? Abțineri? Da. Propun, avem pe doi musafiri de Stoian Ion și cu Mioara. Cu proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune pentru imobilul de suprafață de 477 metri pătrați în cadastru, 6.000. Da, așa, Consiliul Local, adică... Noi propunem să aprobă preluarea începând cu data de 1.11.2017 a contractului de concesiune numărul 9-26-10-94, așa cum a fost modificat și completat prin actul adițional numărul 1 înregistrat la numărul de la registratură 62-18 din 29-6-2017 de către domnul Stoian Eleodor de la actualul concesionar Stoian Ion, prin dobândirea unui imobil.
teren fiind proprietatea statului și concesionat a fost domnul Stoian Ion. Da. Acum, dacă imobilul a plecat la Stoian Eleodor, automat trebuie și terenul. Da. Dar sunt probleme. Probleme la acest... Deci, de rândul trecut au fost clarificate ce trebuie să fie. Nu, dar el a fost, oamenii au fost chemați aici, am înțeles. Nu. Da. O trebuie de răspuns la carte. Cine? Cine? Și-au exprimat intenția să fie participanți la ședință. Da, asta e. Așa, vă dăm răspuns că ne ședință. Să fie mai sigur și nu mai avem probleme. Deci o momentă toată viața aducă două documente. Deci era aprobat din numai de mine aducă. Da, copie domnul. Deci cu mine s-a terminat. Numai un pic, are domnul Tatlouanu. Domnul Stoian, faptul că v-ați exprimat o nemulțumire mai neplicim. Eu vă spun din start, dumneavoastră nu ați fost informat corect. Dacă ați avut o informație corectă, nu cred că trebuia să, mă rog, să răbucniți și să insinuați că unii dintre consilieri au fost împotriva dumneavoastră. Bun. Eu în ședință există și proces verbal, este în înregistrare, am spus așa. Neexistând acordul tatălui din străinare, fiind un contract de concesiune, deci terenul e a statului, dumneavoastră l-aveți concesionat pe un termen nelimitat. Nu aveam de unde să știm dacă cumva, că așa puteam și eu să fac o cerere, vreau concesiunea de la numitul cutare. Fără acordul celui, cine îmi dă mie concesiunea? Deci asta a fost problema care a implicat-o eu în ședință. De nevoie de acordul dumneavoastră scris. Nefiind în ședința trecută, după aia dumneavoastră ați considerat că am avut ceva împotriva. Nu. Notarul nu putea să continuă ăstea că nu avem problema rezolvată. Notarul ăsta au fost consilierii și când au fost de acord. Informația a fost eronată. Deci eronată. Bine, alea sunt discuții care s-au purtat după aia din acelea cu toată lumea. Deci, ieri când am văzut, am văzut, aveți un contract, aveți aia, aveți aia. Asta este tot problema. Ori s-a mai căvatat deci, informații. Noi nu votăm nici după culoare politică, nici după cine cetățeanul, nici de... Dați-vă documentați de la bun început, să nu poți drăs că este... Sunt foarte genga și aceste contracte de concesiuni, mai cu seamă când se strămută la o persoană la altă. Deci, dumneavoastră să fie acord. Chiar fiind tată fiu. Da, atunci mi-am trebuit un foaie, precum ca la notar. Și nu s-a aprobat foaia aia. Atunci a fost problema. Da, nu aveam și-o cineva. Notarul nu m-a primit fără foaia respectivă. Nu a fost o problemă. Nu a fost o problemă. Dar nu a fost pus actele. Dar ulterior notarul v-a primit fără foaia aia. Pe urmă, da. Pe urmă, atunci vă întreb, a lămurit treaba. Atunci vă întreb notarul ăla de ce v-a cerut, dacă nu trebuie. Păi, i-a primit actele, vă ne duci pe fie. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economice ai obiectivului reabilitare canalizare și stație de epurare la comuna Său. Primul punct e cât de dificultat, domnul. Asta e altceva. Dacă e cu seloare, ne uitam și eu. Dar și aici e o neînțelegere. Da, cu dispensarul. Da, aici. Da. Proiect de hotărâre privind modernizarea dispensarului Asău, în comuna Asău, satul Asău, în centrul județul Bacău. Și propunem
Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție DALIU și indicatorii tehnico-economice ai obiectivului modernizare dispensara său în comuna Său, sata Său, județul Bacău, astfel. Valoarea investiției fiind de 1.125.273,6 lei, la care se adaugă 211.730,8 lei TVA-ul. Valoarea construcției plus montaj este de 854.642,4 lei, la care se adaugă 162.382,1 lei TVA-ul. Valoarea investiției modernizare dispensara Său în comuna Său, sata Său, județul Bacău, va fi suportată astfel. De la bugetul de stat, cheltuieli 1.178.638. Cheltuieli eligibile, da, fiind TVA-ul în plus. Și de la bugetul local, cheltuieli neeligibile 158.366,4 lei, TVA inclus. Se desemnează cu ducere la îndeplinirea prevederii prezentei hotărâri primarul comunei Său. Prezenta să transmit instituției prefectului compartimentul tehnic investiții. Da. Dacă sunt probleme, pe aici. Deci e vorba de PND-le, Programul Național de Dezvoltare Rurală. Unul din cele trei obiective pe care le-am reușit să le... Da, dacă nu sunt probleme, să punem la vot. Care e pentru? Contra? Abține? Vă mulțumim. Alt proiect este realizarea... Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economice, asigurarea finanțării, la obiectivul realizare, canalizare și stație de epurare, extindere rețea de apă în comuna Său, județul Bacău. Rețea de apă în comuna Său. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la obiectivul realizare, canalizare și stație de epurare în comuna Său, județul Bacău, valoarea investiției fiind de 8.849.972,28 lei, la care se adaugă 1.667.370,769 lei TVA-ul. Valoarea construcției montaj este de 6.431.747,14 lei, la care se adaugă 1.222.031,933 de lei TVA-ul. Valoarea investiției, reactualizare, realizare, canalizare, stații de depurare și extindere de apă. Că nu-i trecut nicăieri extindere de apă. E în același proiect, în spate. E în același, dar trebuie scris. Asta este. Și în continuare. Sus este. Deci în continuare aici. Pentru vizitor îi trage cu stații de epurare și adio. Picând sus în preambul și chiar în... Nici aici nu prea decât titlul. Da, în fine. Valoarea articolul 2. Valirea investiției de realizare, canalizare și stații de epurare în comuna Său și extinderea de apă va fi suportată astfel. De la bugetul de stat, deci prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, de la guvern, cheltuielile eligibile 10.224.841,512 lei, TVA inclus, și de la bugetul local, cheltuieli neeligibile 292.501,465 lei, TVA inclus. Se desemnează primarul cu prevederea că se va îndeplini prezenta hotărârii. La discuție la acest proiect. Da, domnul Codin. Laura, tu nu ai făcut proiectul? Cine? Ai făcut proiectul? Da. Știm de unde până unde, de unde încep până unde. N-ați avut documentația de astăzi? N-am avut aici. Nu am avut când s-o scrie. Sau a fost, deci, a fost. În parte da, asta e toată. N-am avut-o la... Iată și asta. În parte de sus. Am fost două zile la Bacău, la Iași, tot la fel. La direcția de drum din Moldova.
Ne-am dus alaltăieri, de acolo am văzut și am dat proiectantul, am venit la Bacău, la primul primit. Deci, prin să-mi pus un proiect ca și sate, satul Asău. Straja Asău. Domnul Asău, Ciobănușul? Da, da. Ciobănușul la... Nu, numai la extindere de apă. Noi, pe drapa Asău, până unde? Până la scaune. Iar peste apă nu. Dacă, dar răspunsul este. Peste apă, vreau să știu de apă de unde nu intra, nu. Pentru că din calculele, în casele numai pe parte, mai e o parte în prima fază, acum, în prima etapă. Mai e o parte la chinez, o 200 și ceva de metri. Spuneați că o să fie până la Guluț, la, până la Guluț, la... Nu, de la fondul străjii, de la fond la scaune, la valii. La alte discuții, asta e la Guluț. Rămân ce peste apă, întrucât casei sunt puține, pe o parte, în plauză la chinez, din calculele proiectantului. Proiectantul a zis, doamne, eu din banii ăștia, eu trebuie să fac... Să am câți mai mulți racordați la apă. Sigur, după ce îmi restul faceți într-o etapă, dacă aveți paralele, că nu e un cap de țară, să vă extind un kilometru sau cât e un kilometru și ceva. 2 kilometri. Mai poate continua după aia de la Pola Scaunii la deal? De la Pola Scaunii nu trece, este apă. Trece cu rahat în Tarcău, dacă vrei, în goace nu puteam. Dar ce faci? Era bun, și era prins, acum era bun prins. Nu sunt cădat. Dar nu înțelegeți, domnule, asta e logică. Noi am vrut peste tot, dar de banii ăștia, atâta. Unii sunt concentrații mari de gospodării și populații. Dar cine nu vrea să facă? Trebuie să devină eu, așa suntem. Poate pe viitor, au proiect. Da. Să facem lucruri. Da. Și stația de plurare? În momentul ăsta, la proiectul ăsta avem așa, studiu de fezabilitate. Da. Un deviz general făcut la studiu pentru niște obiective. Da. Deci să conturăm asta. Proiectantul a luat în calcul, sau ăla care a realizat studiul de fezabilitate, modul prin care se construiește rețeaua? Proiectantul? Da. Acum, deocamdată, e studiu. Proiectarea se face odată cu execuția. Ca să meargă rapid, asta... Păi ăsta, e... când a făcut studiul de fezabilitate, da. Una e să fac studiu dacă tai șoseaua în două pe mijloc și una să-l fac pe un lateral. Uitați, planurile astea trebuiau studiate. Și aflați atunci care vine pe mijloc, care vine pe margină. Păi, de asta aș fi vrut să vină, că e proiectul foarte mare, să vină aici urbanistul, să ne explice-o, dacă doar noastră stau să citesc planul. Păi, dar abia s-a oprit. Ieri la altul era fost la Iași. Azi au fost la Bacău, la inspecția în construcție. Da, acum, la ședință. Mâine, dacă primim de la Iași hârtia, luni dimineața de poli. Domn primar, la ședință. La ședință să vină... Da, zici un pic. Unul, doi, care știu despre ce-i problemă. Ca să ne lămurim, doar nu să stăm să studiem planșile alea. Bine, și dacă păi nu lămurim și dacă nu ne lămurim, domnul... Altfel nu avem cum să vă, dacă nu vă arătăm plan și nu avem cum să vă lămurim. E tot așa-l face, că l-a făcut. Proiectantul. Numai așa pur și simplu. Dar ce nu, stați un pic, nu. Deci... Ce putem schimba? Nu, stați să ne înțelegem. Aici am planșile astea, ei ne-au prezentat planul de situație. Deci pe unde o să vină canalizare, proiectul o să facă la execuția. Dacă mai intervin niște chestii, atunci nu e problemă. Să facă. Dar treaba e, vă spun de la început, la lucrarea asta s-a luat avizul de la APE, de la... Acum cu drumurile naționale. Domn Cristi, te rog să vii în coasă cu canalizare. De la Rom Telecom, că e cablul telefonic internațional și alte cabluri. De la Sanepid, medicina preventivă. De la tot. De la drumul județenii. Că e drumul județean. Asta e apasă. Și aici e straja. Singurul lucru care se poate întâmpla necorespunzător e drumul între club și complex. Chiar planșa generală, dacă vreți să vedeți. Între club și complex se va turna asfalt și bănuiesc că nu se va mai putea turna canalizare. De la piu încoace până la... Păi da, mai bine lăsați după. Noi încercăm să facem altceva. Păi da, asta intră în program. Noi încercăm să... Când venim, lăsăm lucrarea asta la fi. Păi da, e mai important să pui canalizare și o împuni când s-o putea dacă... Da, dar nu te joci cu drumul, că e cu fonduri europene. Poți să știm noi. Adică pui asfaltul și după aia... Nu-l mai sparge 5 ani nimeni. Decât să încercăm pe margine. Credem de acord și cu cetățenii din zona aia. Nu e un cap de țară. Acolo e vorba de câțiva metri de conducte. Să vedem ce conducte prevede proiectantul. Să de acord facem prin... Așa? Și să o facem înainte de a trebui asfaltul. Înainte. De asfalt. Și înainte de asfalt. Păi ai cum, proiectul e făcut, vine proiectantul, o facem noi. Cât o să coste, o să vedem. Cu bunuri la primărie. Nu se poate plăga înainte nimic. Domnule, haideți să traducem că lucrarea este foarte mare și extinsă. Canalizarea la ora 18 km de canalizare. Numai un moment.
spune așa, realizare, canalizare și stații de epurare și extindere rețea de apă. Da. În comunasă. Să o luăm punctual. Și să o luăm din stație. Din stație. Deci stația va fi în capăt, acolo, pe teritoriul care l-am cumpărat. Da. Terenul ăla, da? Înainte spuneau că nu în cape. Acum în cape, în cape se poate realiza? Da. Păi dacă, da. Dacă medicina mediu, medicina preventivă, data vizei... Bun. Și acum, traseile mari de la canalizare care încep primul, care încep în lucru. Spuneți-ne dumneavoastră, care? Traseile mari vor fi de-a lungul drumului județean. Așa. Până la? Până la strajă, la podul mare, către fondul strajă. Nu, da, și mai departe. Nu, nu, nu. Dincolo de pod, începe Ciobănuș, nu. Până la podul. Până la podul. Dar Ciobănuș nu mai apa. Având în vedere că dacă se băga și canalizare, trebuia stații de pompare la podul de fier, nu poți da de pompare la microhidrocentrală și atunci mânca parare câte lumea și nu se mai... Eu că am dat să trage apă, după deci, aia există... Ea vine de acolo, da. Deci cum ar veni de la podul ăla, la podul mare, da, din capătul străjii. De la fundul străjii. Așa, până în stații. Da. Nu, nu, se face o stație de pompare. Se face două. Vis-a-vis de bobei, că e puroi cu magazinul. Așa. Da? Și după aceea vine încoace, iar de la loc se face o stație de pompare pe drum de poarta mare a lui Camara, pe colț, la grădină. Aceea mă te duci prin fosta punte. Aceea e de 2x2, vine la subteran. Da, nu e problema asta. Și atâta. Și care se bage aici, la și de la acolo la scaune care vine în rețeaua principală, cum ar veni, coboară. Da, acolo e cât de rea. Vine aici la gore, cum ar veni. Vine singură. Da. Așa. Iar rețea de apă, extinderea rețelei, un kilometru jumătate nu a stat cu ciobănuș. De la Bolt, în sus. De la Bolt, până la Udine. Este cazul de fier. Și tehnic se poate? Da, tot prin pompare. Am și o întrebare, domnul primar. Ce ar trebui să fac la apa Zău și cu Păltinișul ca să beneficiezi noi măcar de apă? Când? La un nou program care să facă stația la... Apa când s-o tras, s-o opri la Pola Scaunii, canalizarea s-o oprește la Pola Scaunii. De la Pola Scaunii ca să împinge în sus, n-ai cum. Cred, dar poate e clar că e altă situație, dar trebuie ca o arătat prin și oamenii ăia și noi care stăm în două sate totuși destul din mari și trebuie făcut un proiect pentru aia. La următorul proiect... Credeți noastră prin PNDR ce s-a depus acum? Nici n-am avut pentru apa Său și Păltinii, nici niciun proiect depus pe noi podul la domnul Vodac. Podul, dar mă refer la... Și dispensarul, vrei să mă dăm la bate? Domnul primar, mă refer la apă, că dispensarul și podul scutem lor. Dar la apă n-ai fost de apă și cu canalizare. La apă n-ai că de banii ăștia, dar n-ai să duci în sus. Trebuie să am ceva de forare, că o dau din stații de pompare de la scaunii ca să împingi. Nu, dar prin forare, la stația se poate. Tocmai asta zic că... Asta e un nou program, s-ar putea să apară pe mediu, s-ar putea să apară pe PNDR, că doar măsura asta 7-2, în primăvară, dacă dă Dumnezeu, se toarnă asfaltul și s-o încheiat, putem accesa altceva. Tocmai, s-a tot turnat asfalt, acum să mai aducem apă, mai sper oamenii la munța întrească. Ce zice? Dar nu-i bun nici cealaltă. Apa trebuie să spargi drumul. După mata nu-i bun nici drumul. Nu, eu am văzut că pe PNDR nu s-a depus niciun proiect pentru aducțiune de apă, domn primar. Aveți dreptate. Da, aveți dreptate. Da. La dreptate. Pentru că am. Păi nu, că nu trebuie nici asfalt în sală. Nu, că nu vine apă. Doamne, de ce le pui în sală secat? Mi-ați tras depus proiectul de PNDR pentru apa Său și Păltiniș. În afară de podul ăla, v-ați gândit că oamenii au nevoie și de apă? Poate ne-a aprobat PNDL-ul, poate cu suporare. Dar prioritate, dacă este apă și nu-i canalizare, păi nu-ți aprobă niciun PNDL să faci altceva decât să faci canalizare la rețeaua existentă de apă, pentru că nu vrea cineva. Deci nu se aprobă. Nu că nu vrea cineva. Deci nu se aprobă rețea de apă fără rețea de canalizare. Da, nu, acolo unde a fost acum rețea se de apă, una cu alta. Nu este obligatoriu să se facă rețeaua de canalizare. Deci asta este, așa sunt strategic, definit ele. Spun bine? Da, foarte bine. Poate bine ne pune acum. Păi, dar normal, nu se poate. La primul program se poate ființarea infectată a Său ca a rețea de apă. Eu am întrebat, nu vrea să mă rămâne dacă se poate sau nu. Da. Nu se poate, dă înainte. Și totuși, mie mi se pare, deci lucrarea este extraordinară, așa. Mie mi se pare, ea, în momentul ăsta este considerată să lucra etapizat sau toată. Nu, toate, nu se știe de etapă. Banii ăștia? Da. Este prins în banii ăștia. Păi da, au trecut odată la prima lucrare ca să se aprobe prin PNDL.
S-a dus un deviz general, s-a dus niște date tehnice. Nu ți-a aprobat aia, s-a spunea nu, nu din cadrez. Cheltuiala pe kilometru numai atât. Pentru că el vine la, cum a venit, la locuința cetățeanului, deci nu mai trebuie să vină să se racordeze. Bine, acum ați văzut, acolo spins numai vreo 400 de cămine în prima fază. În faza asta. Eu deci am spus că e datizat. Deci ați văzut, câți prins? 400 de cămine la rețel, la drumul principal, la drumul principal. Da. Pentru mai sunt obiecțiuni la observați, la canalizare, suma destul de mare. Pentru cei de strada dinspre Club, de strada mare, ce soluție? Și stație de pompare și... Care strada dinspre care ziceți că se asfaltează de la Club Bucoace, ce soluție există? Când o să ieșim cu programul din... Așa. Și pe fondul după 5 ani. Cum este... Păi da, și nu se poate căuta o soluție acum? Chiar nu există, așa cum a zis domnul viceprimar, ce nu este posibil? Că nu este timp, ce? Asta o termină, în câteva luni de zile asta termină lucrarea. Și aici oricum durează, până să faci contractul de finanțare, până să faci procedura achiziții pentru proiectare, până să faci procedura de achiziții. Da, dar și cât durează? Cât ar dura domnul viceprimar să introduceți soluția? Nu poate introduce, că nu știi nivelul. Pentru că aia care face proiect, firma de construcție. Cum este gândit? Nu știu ei, ca să la ce unii s-au traseu. Faci un cămin, traseu, și se poate și mai... În marginea asfaltului, sau pe marginea asfaltului, începe eu, da, un colegi, nu supraversă, nu? Nu supraversă, da. Să facem noi legii, da. Ei, după aceea, să mai spune ce se întâmplă. Eu de asta am vrut să ridic problema, pentru că noi avem drum județean, drum național și drum comun. Da, drumul național nu intre oricum. S-o propune de care copă, adică te firmă destul de... Mâinile de avi. Așa. La 10-5 euro. Sigur, e drumul național. Da, dacă nu mai sunt obiectiuni... Un pic, nu vă mai grăbiți așa, că doar... E o lucrare atât de complexă. Până acum 100 de ani am stat cu ASO-ul ăsta și acum o dăm în 5 minute. În afara părții carosabile. Tot ce se fac în afara părții carosabile. Cât se va intra în șanțuri sau, mă rog, ca să nu se strice asfaltul. De așa. Da, orașe. Deci, noi o să aprobăm. Problema este așa. Trebuie să informați foarte bine cetățenii. Nu știu ce metodă o să găsiți dumneavoastră, pentru că în momentul în care se intră la lucru, la tăiat asfalt, la noroi, pe stradă, mașini, șantiere și așa mai departe, o să stea, o să fie... Este problematic. Este timp. Ele vor sta în studiu iarna asta, sunt convins, la Ministerul Dezvoltării și restul... Să ne dea o cheie, să încerc. Să se țină licitația și dacă ține ca la asfalt 6 luni de zile, știi, mai contrează unul în instanță și unul să ajungem la licitație, că nu asta e problema, licitație. Ajunge. Să ajunge, să se aprobe, asta e important. Ajunge, până în primăvară... Că dacă PNDL-ul moare cumva, rămânem cu hârtie. Știți cum s-a întâmplat când cu drumul prin PNDL pe apa s-o până de la Bartea la deal? Cred că în 3 luni de zile au fost și depus și venit și... De nu găseau ăștia proiectanți, era... Da, da, atunci erau bani. Acum nu prea sunt bani. O să fie bani, știți de ce? Pentru că atâta amar de lucrări sunt, nu se găsesc proiectanți, nu o să se încadreze în termenul până pe 31 octombrie, să le depună și o să vedeți din niște discuții, o să rămână bani. Să vedeți, foarte mulți vor pierde, că nu-i județe ca noi sau ca București, care știți că sunt mulți proiectanți și mulți... Mă bucur să pierdă și alții, că am pierdut și noi destul. Păi, dar, de exemplu, nu prea am pierdut. N-am pierdut niciodată. Ce am depus? Am pierdut la 3-2-2, că era pe DL-ul. Eu nu mă exprim degeaba. Am dat atâția bani până acum pe studii de fezabilitate, proiecte, care foarte puține au fost puse, vorbesc de mari proiecte, nu de... Da. Care e foarte greu. Păi și 3-2-2 nu ne-a costat bani? Da. Păi, din 3-2-2 nu s-au luat bucăți, hărți întregi de vin la proiectele astea? Că doar nu-s din lună. Eu știu despre ce vorbesc. O firo, dar omul și proiectantul. Dar nu asta este problema. Problema este că au fost făcute niște demersuri atunci, s-au stabilit. Păi da, și le-au stat pe dreapta. Și astea, acum își găsesc finalitatea. Da. Păi deja sunt... Pentru că o mare problemă am avut-o noi, în momentul în care s-a făcut
proiectul pentru gaze și a fost tras pe dreapta pentru că mai trebuia puțin și îl apucam. Nu mai trebuia mai nimic decât investitorul. Eu am fost cu domnul deputat Miron la București, la domnul Sergiu, era secretar de sala transportului. Doamne, ajută-ne să ajungem la domnul Ioan Dan Popescu. Domnule, eu nu vă pot ajuta pentru că mă ruga să-l rezolv și eu niște drumuri prin Argeș și n-am putut. Și atunci am mers cu domnul deputat și am căpătat audiență la Ioan Dan Popescu și o zic, fraților, nu avem nimic împotrivă, găsiți-vă investitori. Statul nu mai bagă bani. Găsiți-l care să o facă, să o exploateze. S-o... Și de unde se găsește? Cum au făcut zimnicea sau nu știu ce mai dădea un exemplu. Și am încheiat capitolul. Erau și nominalizări, erau făcute la media. Și tot, nu, dar fiecare 50 de lei, că o taxă și vă tăiat o chitanță. Nu, din punctul meu de vedere este foarte bună treaba asta, dacă reușim să intrăm cu canalizarea, ajungem și noi la un grad de civilizație. Și păi da, știți că fântânile aproape toate au nitrați și nitriți? Singura apă de băut care ia medicina preventivă de aici, probă în fiecare lună, e asta de la canalizare, de la rețeaua generală. Asta că... Și... Știm tot noi. Avem 1300 de abonați. De apă, toată wow. Lumea are baie. Și care are baie. Vă dați seama. Cel puțin. Da. Da. Deci dacă nu mai sunt probleme, supunem la vot proiectul de... Care este pentru? Contra? Abține? Vă mulțumesc. M-am uitat. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractului de închiriere la domnul Marchis. Da. Nu. Deocamdată. Așa, propunem, se aprobă prelungirea contractului de închiriere numărul 5297 din 6-8-2014, încheiat... Lângă Vasile, voinicul cealaltă cu Mijinar, palatul. Aici sta cu vagonul. Da, bine zic, și omul ăsta? Da, l-a închiriat. Iginele lui Viorica lui Chim, și stă în vizare doamna Cret. Da, știu țigane acolo de azi. Prelungirea contractului, da, dacă sunt probleme, domnule. Preluat închiria cu bătăria și acum au stat o prelungirea. Ok, punem la vot. Care este pentru? Contra? Abține? Vă mulțumesc. Problema numai este să facă ceva ca lumea pe terenul ăla acolo. Mai ieșim din plăriga. Consiliul Local al Comunii Asău, așa privind aprobarea completării și modificării inventarului domeniului privat din Comuna Asău, județul Bacău. Se completează anexa 5 de la hotărârea de Consiliul Local 45 de 27-4-2017. Terenuri, sat Apa Asău, poziția 13-18, conform anexei 1, se face parte integrantă din prezenta. Așa, și e vorba de teren numărul 1, 558 de metri, teren dobândit după cazul al dării în folosință 2017, valoarea de inventar care este domeniul privat. Trebuie să fie aici așa și planșele, cred că le-ați studiat, nu? Da. Pe fiecare. Acum, dacă sunt probleme, e vorba de un număr de 2, 4, 6. Terenul de pot la socer, pe partea pe alta polie. Zona Monte Pot Socer, peste pârâul la său, partea dreaptă, tehnologică, și terenul în M2, zona Amonte, pârâului Soci, peste pârâul la său, partea dreaptă, tehnologică. Aici e vorba că o să trebuiască făcute gabioane la cu ocazia construirii, reabilitării podului de la Sociu. Da. Dacă sunt probleme, să punem la vot. Cine este pentru? Contra? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției de achiziționare a imobilului denumit Clubul Asău, construcție P+1, situată în zona centrală a Comunii Asău.
Da, nu știu ce. Hai. Luăm ce, da, e proiect inițial de mine. Serios, da. Am văzut, da? Chiar nu, la... Nu, că domnul primar m-a spus. Dar bineînțeles că la aprobarea mea. Doriu să ordonator de credință. Noi, la ora actuală... La ora actuală noi avem un studiu legat de evaluarea... Da, să vă explice, domnul. Așa, așa. Am crezut că ai terminat, că ai rămas... Nu, nu, nu. Deci, nu a văzut să vadă ce s-a rușit. Da, nu. Deci, cred că și de asta am ajuns aici, unisând la masa asta, că mi-am dorit să fac ceva în comună asta. Am promis și în campanie electorală și ar vrea să profit de toate oportunitățile. Având în vedere că domnul Angheluță mi-a trimis mai multe adrese că ar dori să vândă clubul, având în vedere că noi avem terenul din sub club aparținii comunei a său și concesionar, așa, am încercat să inițiez un proiect hotărârii care se intitulează cam așa. Se aprobă intenția de achiziționare a imobilului, intenții, deci nu se cumpără acum clubul, intenții de achiziționare a imobilului, că trebuie făcut unii pași. Așa, situat în zona centrală a comunei Săru de Bacău, clădirea are o suprafață construită la sol de 815 metri pătrați și o suprafață construită desfășurată de 1758 de metri pătrați, deci parter plus etaj. Articolul 2. Se aprobă întocmirea unei expertize tehnice și a unei expertize financiar-contabile a imobilului cluba Său. Expertiza financiară contabilă va conține și previzionarea cheltuielilor necesare reamenajării clădirii. Deci în expertiza aia să ia în calcul și cât o să ne mai costi că noi, în eventualitatea că o să putem să-l achiziționăm, cât o să ne mai costi să-l aducem la... Da. Un, da. Așa. Deci expertizele finalizate vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local. Deci nu o să facă achiziția până nu o să fie supusă dezbaterii. Dacă o să ne convină prețul care să ne scoate evaluatorul. Dar am înțeles asta, dar rămăsesc să discutăm. Păi, dar înțeles tu, dar poate nu înțeles cetățenii. Nu, dar atunci când a vorbit, rămăsesc să doamna Angheluță vine cu o intenție, că aș anunță o licitație asupra imobilului, da. Face altă energie. Domnul Angheluță ne-a dus mai multe intenții, dar noi nu putem să... Noi nu putem să pornim până nu avem o evaluare făcută din noi. Da. Domnul vice. Nu pot să dai bani. În momentul în care noi am făcut evaluarea, evaluatorul o să ajungă la un preț. Eu știu din spusele domnului Angheluță, la un moment dat erau 700.000 de euro, la doar erau 350.000 de euro. La evaluare comandată de dânsul. Sigur că da, da, el e proprietar. Să nu uităm că el e proprietar. Evaluatorul o să vină cu 6 miliarde, 5 miliarde, spun 5 da. Miliarde, 350 de milioane când l-a cumpărat el. Și noi ce o să facem atunci? Că el câți bani nu să ne coste evaluarea? Aveți... Scrie în urma evaluării. O să ne dea nu, și... Nu, câți bani costă comanda de evaluare? Evaluatorul. Păi de unde să știm dacă... Aproximativ așa nu avem. Nu avem aprobat intenția de a cumpăra. Și am ajuns acum la situația când el o să spună 5 miliarde. Și dumnealui, din câte știu, a făcut două oferte verbale cu acele prețuri. Dar și scris. Eu nu am văzut scris, eu am văzut scris. Eu am participat în aceeași cursă verbal. Și el nu o să fie de acord. A doua care nu mai dă nicio sumă. El o să spună, prețul meu este ăsta. Da. Voi ați evaluatorul vostru, luați la ce mai plătim 2000 de lei. Ce plătim acel evaluator degeaba? Păi și n-am mai plătit. Aici e concluzia. Oricum îți trebuie un evaluator. Și atunci ce fac? Sigur. Evaluatorul e la la. Evaluatorul ca să poți unde să punem să faci. De la ce primiți, de la ce preț sunteți pe casă? De unde știi tu cât valorează? Păi, eu știu că de unde s-a vândut, așa că s-a vândut, că suma la care s-a vândut, nu mai... Așa am înțeles, atunci echivalent. Se deschid o licitație, publică să înscrie cine vrea. Noi ne-am consultat cu inspectorul la Curtea de Conturi, care e în activitate aici, când am venit ca tâmpița luna de vânt, ne-am consultat și asta e procedura. În ce privește expertiza, dacă hotărăște Consiliul Local să se facă, nu se impută banii nouă. Știți că vine odată discuția, vrei? Dar dacă noi nu-l cumpărăm, nu. Dacă este cu hotărâre de Consiliul Local, se face expertiză. Una economică, financiară, așa? După aia poți să facem și o expertiză tehnică. Păi, să vadă... Că legat de licitație, da. Obligă de el să facă licitație. Dar, da, 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 da
vine cu acum ce se întâmplă? Propunerea vine de aici. Dar bănuiesc că în campanie electorală toată lumea a promis, inclusiv eu, ca să achiziționăm clubul. Deci ce ne dăm după deget? Să încă o treabă. Nu este nici afacerea primarului, nici a viceprimarului. La negocieri vă duceți membrii din Consiliul Local desemnați de dumneavoastră care negociați. Păi ce mai vreți dacă aveți pixul și stabiliți împreună și aveți expertizele? Ce mai vreți decât să spuneți, domne, noi atâta avem bani, atâta dăm. Sau nu mai dăm, că m-ata vă că nu-i decăzut la înțelegere. Deci eu plecați, ca de obicei, cu spatele înainte. Nu. Asta este o inițiativă. Dacă se aprobă, urmează să facă niște expertize de către noi, nu de către ei. Împreună putem aproba și negocia cu expertul, așa. Negocia. Cât costă? Așa. Dacă nu se aprobă, încă o dată vă spun. Iar cât privește reparația lui, Compania Națională de Investiții și în județ acum repară cămini culturale care au trei pereți și unul nu mai e și le face cămini culturale noi. Oare la noi nu s-ar putea? Și rămân pe roadă. Odată 350 de milioane de euro investiți în casele de turism care au rămas abandonate. Da, sau deci sunt formații artistice, fac repetiții la școală. Biblioteca stă îngrămădită comunală la școală. Nu putem angaja bibliotecar că la unul cu școala și pleacă toată lumea, că n-ar să mai fie. Astea sunt motivele pe care vi se propune treaba. Complexul ce stat este, domnul Vici? Poftim? Complexul pentru care am avut un proiect. În ce stat s-a avut? 27 ale lunii acestea se termină cele 10 ședințe de licitații. Așa. Și după aia o să vedem dacă îți cade. 27 a cât a? 27. A 10. Eu tot nu cer vreun proprietarul clubului. A spus când a fost la ultima ședință aici sau la noi, că mai vine cu o ofertă. Nu, no, veni fără. O să zonează la ofertă, să zic și noi dacă mai... Asta e alea. Și ofertă, vrei, dacă vine expertul fiscal, ce spune numai la face. La început a zis că 350 de mii de euro, așa cum tot zis. Prea mare prețul, părerea mea. Știți de ce s-ar impune? Dacă am vedea o nouă ofertă, am ști măcar dacă suntem de aproape, ca să mai atâta timp să noi putem să spunem orice, când eu am spus clar. Dar ce ofertă poate să facă el sau noi, să zicem, că oferim? Dacă nu avem o expertiză, lasă că știu expertiza lui, care în 2004 costa 27 de miliarde. Când m-am dus la Bacău și am spus, de când e clubul, o să zic, păi mai trebuie 27 să-l faci. Domnul primar, dar știu, dar el îi aparține lui, omul ia lui. Când erau PSD-iști, majoritatea în Consiliul nu aproba nimeni. Și banii ni-i dădea de la Ministerul Cultelor, nu-i dădeam din Poliția. Auzi, domn primar, dacă noi facem o expertiză și o scoatem indiferent la ce preț, dacă el ultimul preț, ultimul cuvânt a spus că e 15.000 și ne aduce alta... Rămâne cu el atunci. Noi degeaba scoatem 15.000. Asta scoate, asta păi are însemnat să vină cu ceva palpabil, ca să vedem... Nu poate să vină, e vrea cât de mult. Ce ne vinde, vrea cât de mult. Cere la plezneală. Da, poate domnul Bărăiștă. Da, dumneavoastră... Haideți să plecăm cu începutul, că bag seama că am ajuns la finalul. Nota de fundamentare pentru necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului. Am citit nota de fundamentare, care mi se pare, iertați-mă, superflu. Prin investiția avută se vizează ridicarea calității vieții cetățenilor comunei a său, în primul rând prin îmbunătățirea activităților și implicarea în mod directă a acestora în viața culturală. Vă rog să-mi spuneți și mie cum ridicăm calitatea vieții cu clubul. Da, o să fie... Ca necesitate. Vorbesc ca necesitate. O să fie director de cămin cultural, care să-l prindem în statul de funcție. O să fie, domn primar. Da. Dumneavoastră să socotiți, o să fie de dat bani, așa vreți să spun. O să fie de dat bani. Păi dar biblioteca ar trebui, domne. Deci l-am avut și cum să am dacă e în școală și oară unul cu școala? Cine e? Domnul primar. Curtea de conturi, cum îi justifici leafa? Lăsați curtea de conturi. Lasă, vrei, că doar curtea de conturi, vei nu dumneata. Eu vorbesc păi, aici că ați fundamentat în hotărârii de Consiliul Local. Păi și ce? Facem că nu mai sunt formații artistici și nu luăm, da, dacă aveți plăcere. Deci, ați fundamentat ca să, pentru hotărârea asta, da? Dar cum aș trebui fundamentat? Întrebare. Achiziționați clubul, da?
Îl reparăm cu fonduri europene, ca să fim... Nu europene, e Compania Națională de Investiții, face săl din sport, face... Face. Important este să-l scăpați pe, din cazul ăsta, pe tovarășul Angheluță, de atâtea campanii electorale. Dar eu nu scăp, domnule, dumneavoastră... Și important este să-l luați odată să vă achitați din PSD-ul ăsta cu Angheluță, domnule, că e și mare problemă. Mă lăsați să vorbesc. În programul dumneavoastră de campanie electorală. Dar ia vedeți acolo. Punctul 4, achiziționat la clubul. Punctul 4. Da, ca să vă aleagă lumea, nu? Până la punctul 4 mai este mult. Hai scrieți-vă pe lumea. Mă lăsați să vorbesc. Eu m-am scris la cuvânt. Eu cunoșteam și nu eu toți opinia dumneavoastră, pentru că ați lucrat acolo, nu știu ce litigi ați avut. N-am avut nici. Ba da. Și etea asta a fost... Tot așa au venit cu 3 miliarde. În 2012 iar să-l cumpărați, în 2016 iar să-l cumpărați. În 2004 cu 27 de miliarde, vă spun. Foarte bine. Și nu s-au cumpărat. Sunt oamenii dumneavoastră, nu am nimic împotrivă. Primăria asta nu a vrut să le ia cu titlul gratuit. Că atunci să cheltuiau bani. Cine să le ia, dar nu îl dădea gratuit. Nu pot să vă las să continuați ceea ce nu știți. Iaca eu eram secretar, știu, sunt invitat. Și am depistat că vreau să plece clubul cu teren cu tot. Eu în 83, când am făcut arhiva, am găsit document prin care terenul era făcut de atunci, prin care era a Consiliului Popular al Comunii Său. Și când a venit Ciobot pe aici să învârtea la domn Fănică, i-am zis, vedeți că eu am hârtie, când am selecționat. Mă uit în inventar și vă aduc hârtia, terenul este al Consiliului Popular al Comunii Său. Cum nu s-a interesat nimeni? Că nu l-au cumpărat, Că l-au dat cu titlul gratuit, domnule. Nu a fost nimic, l-au dat la Cheptănuș. Până la Cheptănuș a fost adresă făcută către Comuna Său, cu preluarea clubului. Păi întrebați-l pe domnul Fănică. Fără niciun bani. Eu nu sunt primar morții, eu sunt în arhivii de primărie. Scoateți din arhivii, domnule. Păi ce să scoate din arhivii? Scoateți din arhivii toate ofertele clubului ăsta. Deci din 2000 încoace, scoateți toate ofertele care au fost. Din 2000, că ăsta e din 90. Din 90 scoateți, de asta aveți arhivă în primărie, domnule. Că nu e arhiva dumneavoastră personală, domnule primar. Acum, domnule, e a mea. Dacă e a dumneavoastră, duceți-o acasă de tot, dar nu mai veniți aici. Deci noi nu putem... Dar de când stabilești dumneavoastră, domnule, să vii eu la primării sau nu? Domnule, eu vă spun un singur lucru. Scoateți documentele pentru fundamentarea oferită. Vă lăsați să vă dați o dată. Sau aveți doar chepticii cetănoiști care să ne votăm. Hai să vorbim pe el, pe cel mai civilizat. Dar ce să vorbesc? Dar nu votați, domnule, dar tot trebuie să aruncați că are interes și primarul să-și plătească cu angelul. Eu nu am venit aici să votez, vorbește, domnule. Eu v-am pus în față nota de fundamentare. Ce-mi demonstrați? Pentru ce cumpăr clubul ăsta? Ați specificat ceva în ședința de cont de... Eu când am făcut nota de fundamentare pentru Consiliu, v-am spus cu punct și virgulă pentru ce trebuie să cumpărăm complexul ăla. Ăsta pentru ce-l cumpărați. Dar ăsta ce ne cântă, domnule? Cântă apa aseului la drâmbă? Da. Sau la muzicuță. Zic, și la muzicuță, și la... Aveți 100 de ansamblu în asta. Domnule, deci ridicați calitatea vieții în comuna Său dacă cumpărați clubul ăsta. Dar dacă cumpărați complexul, o coborâți? Da. Cu cocionandrile. Da, unde faci bani investiții? De unde cocionandrile astea aici și a din față? De unde faci bani în astea? Dar din rândul ăsta, de unde băgați, domnule, bani? Că trebuie director. Cât trebuie ca să mențineți, să faceți toate lucrurile astea? Mai puțin bani ca la... A, da. Aveți dumneavoastră o treabă cu asta. Mai puțin bani. Mai rămâne un singur lucru, domnule, să țineți șantramalele astea din față până la adânci bătrâneții. Că sună frumos, nu? În martie. Da, am văzut. Sunt de sute de ani. De ce nu citiți mai jos un pic aici? Ce să citiți? Dar de ce nu spuneți că în spate la clubul ăsta face și viața agroalimentară, bre? Deci consider că este absolut necesar și oportun achiziționarea acestui imobil. Domnule, am spus... Comuna Său nu ne spune de un cămin cultural. Că asta am spus are toți în campania electorală. Nu avem un loc de joacă, nu avem un cămin cultural, nu avem aia. Atunci toată lumea spune, acum nu mai vedem că nu mai avem un cămin cultural. Eu v-am luat să citesc de sus și în jos. Păi zice, unde scrie în nota de fundamentare? Lăsați pentru ce, domne. Aveți o ofertă prin care a fost transmisă oferta
omului care are clubul, a proprietarului, în valoare de... Păi ce notă de fundă? Am spus că trebuie club... Domnul, a doua ofertă este politică. Două oferte nu ne-a spus, dar ce vrea să-mi pun aici? Ce vrea să-i facem eu dacă îi facem expertiză? Domnul, venim domnul aici și vă spus 350 milioane. Dar ce vrea să-mi spun? Domnule, până acum ați avut o notă, ați avut o hotărâre, un proiect de hotărâre pentru clubul ăsta din 2000 până acum? Nu, ăsta e. Ăsta este. Da? Știu eu. Și oferte câte ați avut, domnule? Ce oferte? Oferte, oferte trimise ca să preluați clubul ăsta, ca să nu zic la operație. Domnici, ar fi greu să încercăm, nu știu eu, să încercăm ceva mai fabil. Domnule, îi facem adresul doamna Angheluță. Vă putem oferi 3 miliarde. Și dacă omul îi pot să dau, dar nu pot fără expertiză. Așa să luați degeaba, dar faci fără expertiză. Nu pot să dau, dar nu pot fără expertiză, Maria. Nu pot să-i faci tot ce fără. Auzi, după aceea, dacă ar fi de acord cu la negocierea asta, comandăm și o expertiză și discutăm. Nu ai cum să o faci. Atâta timp cu doamna Angheluță, nu, o spus clar, el vrea 15 miliarde. Pentru 5 comandă. De ce nu vine oficial să ne spună că dispune la negocieri? De ultima care ce sumă vrea domnul? Nu zice nici o sumă. Dacă trebuie expertiza, cum să mai zic că trebuie acord. Da, le plătim expertiza și el nu-i de acord. Îi pite 15 a 2017, ultima... Expertul dispune... Dar n-ai dat primăria să păi zice să ne hotărâm pentru preluarea sau ne preluare. Și el o să-ți face că știi că nu poți să pune și până nu are evaluare. Și el o să-ți face că nu are evaluare. Sunt curate, suntem interesați. Domnilor, și se dorește, este o oportună. Eu vă întreb încă o dată, este o oportună achiziția clubului ăsta? Și punem la vot și vedem dacă este o oportună. Care e problema? Stăm la discuții pentru o singură persoană care... Dar domnule, o singură persoană. Și eu sunt persoana. Sunt demonstrați. Nu. Sunt demonstrați că este o oportună investiția. Lăsăm consilierii să pot... Vă mai întreb o dată, achiziționarea complexă nu a fost oportună? Nu. De ce ați votat, domnule? La proiectul ăsta a fost oportună. Pentru că m-ai șantajat din cauza asta. Oh, vai de mine. Ești mulțumit de răspuns? Da, domnule. De ce nu faci? Este acolo că ați șantajat pe domnul doctor, domnule, ca să-l ia dispensarul pentru copii, pentru oameni. Nu faci acum, rezolvăm, domnule. Dar nu-l faci mie. Nu-l faci mie. Îl face comunității, că nu-ți face nici comunitate. Domnule președinte, eu m-am înscris la cuvânt, da? Da. Îmi dați voie să-mi definitivez cuvântul? V-am spus din nota de fundamentare, pentru că din notă nu reiese oportunitatea de nece și necesitatea achiziției clubului. Da, domnule. Pentru că în momentul în care, eu știu că fenomenul cultural trebuie întreținut. Dar până acum, cum l-ați întreținut fenomenul cultural în România? Din 2000, din 90 până acum. Și până la urmă ce faci? Răspunzi cu o întrebare la întrebările mafale? Iar dacă expertul vine și vă spune că nu este ăla să dărâmă singur... Nu-l luăm. Nu-l luăm. Nu-l luați. Da. De bineînțeles. Hai, domnule, și mai toți. Ia uitați ce a scris la punctul 3. Da. Nu, la articolul 2. Se acordă mandat primarului și pentru a reprezenta o AT, așa? În derularea de mersuri premergătoare procedurii de achiziționare. Păi da, dar citiți și punctul 2. Nu, nu, eu vă citesc 2. Premergătoare. Păi citiți chiar ce vă interesați. Premergătoare. Domnule, dumneata, ai mai auzit undeva de intenții? Eu votez intenții aici? Absolut. Da. Da. Serios? Nu puteți să votați achiziția lui până nu avem evaluare. Nu punem la evaluare. Se aprobă domnirea unei expertize. Atunci am spus că supunem la vot, dar trebuie numărul necesar de voturi. Dar nu vă vreți să citiți tot, de ce nu vreți să citiți tot? Domnul președinte, cum, doamne, dar acolo intenții și la articol spui că te duci ca să achiziționezi, domnule? Scris clar, se aprobă achiziția complexului în sumă de și am terminat, nu mai spune. Păi cum se pune în sumă de, nu știi suma, domnule, mă, dar ești economist, ești expert în expertiză industrială. Domnule, dar ți-o adus? Ți-o adus? Cine a adus? Beneficiarul. E comandată de el aia și eu dacă comand, domnule, și îmi fac și mori la beneficiar, domnule, cine o comandă, ăla face expertiză, cine o cumpără. Domnule, nu ne înțelegi. V-a adus oferta de vânzare, domnule. Așa să vezi, oferta de vânzare. Domnul Bobeică, putem să punem la vot proiectul acesta? Trebuie dacă mai sunt legături cu sumă. Mai sunt, dacă mai sunt. Pe stat, domnule, dacă nu mai sunt probleme, dacă nu mai sunt. Vreți să aprobați? Da, dați voie să-mi iau un pic. Poftiți, domnule. Adică ne-am amânat cam tare. Problema... Ia vorbești pe un tot mai mic. De conceperea acestor documente
au creat aici o discuție care nu se va sfârși niciodată. Tot ceea ce aici este enunțat se pot repara, se pot modifica cuvinte, fraze, că doar de aia suntem aici. Eu problema o pun altfel. Din punctul meu personal și al cetățenilor cu care eu vin în contact, achiziția acestui club este necesară. Întâi, datorită fenomenului cultural pe care îl avem în comună asta. Al doilea, vreau să vă spun aici că noi ocupăm, ar trebui să mă opresc și datorită că intervenția este și televizată, ocupăm la școală o sală de clasă de un volum destul de mare. Într-una din ședințele Consiliului de Administrație s-a pus și problema acestei sale de clasă, pentru că ea trebuie, normal, predată circuitului de învățământ. Ei, dumnealor nu ne-au spus cu biblioteca în stradă. Ne-au rugat să găsim o modalitate, oricum, să le oferim spațiu, pentru că asta este situația. Al doilea, că se fac, mă rog, ansamblu, deci mai fac acolo sâmbătă sau duminică, când merg ei, iau o sală, iar este un lucru nepotrivit și la locul lui. Școala este destinată învățământul. În școală, după cum știți, nimeni nu poate pătrunde pe poarta școlii persoane străină decât numai cu un anumit scop, însoțită, întrunirile de alt, cu alt caracter, și mă refer la cele care sunt interzise, deci nu mai are rost să mai discutăm despre statutul școlii. Ori, la ora actuală, ținem niște bani undeva acolo, de la începutul anului, blocat o sumă cu intenția de a achiziționa în comuna său un complex care va mai dura ani de zile. Banii aceia stau acolo nefolosiți. Acum, și domnul Bobei, că este inginer urcat în economie, știm clar, banii care stau pe loc nu produc nimic, da? Din contră, produc altceva. Ori, nu ne putem plânge că nu am putea, pe o perioadă de un an, doi, să achiziționăm acest imobil. Indiferent, pe mine nu mă interesează, eu nu fac politica nimănui. Omul vrea să-l vândă. Eu, ca să-l cumpăr, automat revine sarcina mea, să-l expertizez financiar, economic, tehnic, după care pot să stau la masa verde cu el la discuții. Domnule, eu atâta îți dau, vrei, nu vrei, nu vrei. Vrei, nu vrei. Și atunci ne-am luat adiodele, dacă buzunarul primăriei nu ne permite să-l cumpărăm, și ne îndreptăm spre alt obiectiv sau construim un cămin cultural de la bază. Deci, nu știu, la expunerea din motive, bănuiesc că asta a fost introdusă cam prematur. Și, din punctul meu de vedere, este un acuiz general. Este frumos, întaumit, mă rog, literar, trebuia mult mai clar și mai concisă în ea. Deci, ăsta este motivul pentru care îl achiziționez. Păi, dar nici măcar nu m-ați lăsat să termin. Păi, statul ăla, că eu nu, eu m-am lăsat, vai de mine. Nu puteți să-mi putați neagă, nu v-am lăsat. N-ați discutat cu mine. Nu, deci, haideți să ne înțelegem românește, da? Prin urmare, rămâne la latitudinea fiecăruia să socotească, să gândească dacă e necesar ca acest viitor obiectiv să fie al nostru. Atunci, mulțumesc. Domnul Boia. Scuzați-mă, domnul. În primul rând vreau să felicit pe domnul Tăzloan pentru înțelepciunea asta deosebit de specifică vârstei. Și vreau să spun și eu același lucru, că și toată lumea din comună cu care noi ne întâlnim și cu care schimbăm păreri, optează pentru această soluție de cumpărare. Deci toată lumea spune că a fost al comunei și că e bine să se întoarcă al comunei. Îmbunătățirea vieții sociale cred că poate să o facă, pentru că copiii noștri, după programul școlar, nu mai au nicio altă activitate și nu au unde să o desfășoare. Deci chiar dacă vin fundații sau asociații sau oameni care vor să facă ceva în comună, în afară de spațiu școlii unde ar putea să facă ceva, nu au un alt spațiu. Și noi ne tot confruntăm cu problema asta de ani de zile, dar nici nu facem un pas înainte. Asta e, domnul viceprimar ne-a propus doar un mic pas, o intenție. Exact cum a spus domnul Tăzloan, dacă noi avem bani, îi cumpărăm, dacă nu, nu. E vorba doar de expertiză, nu sunt chiar așa de mulți bani care să cheltuie pe expertiză. Trebuie să chiar să
haideți să facem ceva, să stăm drepți sau să stăm strâmbi, să judecăm drept. Îmi place, domnul Tăzleanu, că dumneavoastră de fiecare dată calmați situația și spuneți lucrurile astea, nu mai felicitări din asta de domnul Pulă. Știți unde mi se pare un pic aiurea? Tot ce a spus domnul Tăzleanu e perfect corect. Cum dracu să face, scuzați, că bibliotecă putem face în biserica aia care are cupolul până în cer și atât, nu e structurată nici într-un fel, iar în complexul ăsta, domnul Tăzleanu a spus că nu putem face nimic. Pentru că conjunctura e de așa fel. Întâmplarea face că, nu știu, speră domnul Tăzleanu că poate ajuta cumva pe doamna prin nepreluarea... Eu nu ajung pe nimeni. Atâta timp cât spui că nu poți acolo, unde e structurat în așa fel, așa e proiectat. Nu poți să faci nimic, nu poți să faci bibliotecă, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia. În schimb, în colosul ăsta care e venit tot, de tencuială și de tot, eu nu zic că nu e bine luat. O să vedem. Eu am fost din oamenii care au plătat și pentru complexul acesta și nu m-aș nimeni. Domnul Angheluță nu mai face niciun pas, dar în schimb facem noi mai mult. Deci eu sunt de acord și cu obiectivul, și am fost de acord și sunt și cu acesta. Sunt lucruri pe care doamnă comuna ar trebui să le aibă. Scuzați-mă că vă întrebi. Da. Pătărârile Consiliului Local devin obligatorii de pus în operă, da? Da. Cât timp este de când am aprobat prin hotărâri preluarea Consiliului? Cât timp este doar? Din ce an s-a aprobat? Am aprobat-o la o sumă. Și între timp, nu s-a mai scos la licitație, n-a mai fost licitația respectivă, să putem să ne ducem la suma de la 2 miliarde jumate. Că ați întrebat la un moment dat, este până la ce sumă putem să urcăm? Până la suma concurentă. Nu este de până la, am zis până la 5-6 miliarde. Deja a sărit la 200 de mii de euro. În momentul în care era 250 de mii de lei. Deci nu doriți ca să facem din el, din complex, un centru în care să îmbunătățim de adevărat viața, să avem serviciile asigurate. Facem acolo. Nu se poate deocamdată acolo. Bugetul vă permite așa ceva? Atâta vreme când nu se poate acolo, încercăm. Doamnă, pentru desfășurarea activităților culturale. Avem atâtea școli goale, doamnă. Ce facem în școlile astea? S-a pus problema. Îmi spune, deci, școala de la Agăștin, unde este inflație de dansuri populare, e goală, doamnă. Este arondată lor să facă antrenament. Ce vor? Nu este vorba. Ce faceți în club? Doi, întreținerea clubului, cu ce o faceți, doamnă? Din ce o bugetați? Domnule, haideți, de acum iarăși începem la discuții, continuăm. Domnul Pui, aveți și vreau să v-ați spus, vreau să-ți vorbesc. E vorba de drogurizare. Spuneți, domnule, păi nu sunt scoase, domnule, dar le-am dat cu titlul gratuit să-și facă activitățile culturale, că școala o rezolvă. Îți vine două formații, îți vin artiști și îi bagi în școală la Agăștin? Nu, domnule, îi ducem dincolo la crâșmă și facem, domnule. Că nu mi-i costă atât de mult. Da. Că totul se desfășoară pe bani. Spune ce domnul Poiu. Părerea mea este că suspiciunea planează din alte considerente. Și vă spun și de ce. Mă uitam pe aceste două adrese care le-a făcut domnul Ieluță, una în 13 de octombrie, una în 18. Bine, cea din 18 vine cu o completare. Întrebarea mea este următoarea. Domnul Angheluță, de ce nu vine cu un preț? Asta ne trimite nouă acum și iată ce spune. Aici e suspiciunea, deci e mare în momentul în care citește această frază. În cazul în care mai sunteți interesați în achiziționarea imobilului, vă rugăm să demarați procedurile necesare, evaluarea clădirii în vederea negocierii prețului și să ne comunicați și nouă pentru punerea la dispoziție a tuturor actelor și documentelor necesare. Ori, domnilor, părerea mea este că dacă noi vom aproba acest proiect de hotărâre, vom demara acel studiu vis-a-vis de cât de viabilă este clădirea. Mă rog, cam ce preț ar avea, cred că o să-i dăm niște idei, domnule Angheluță, pentru că dacă dumnealui era ferm vis-a-vis de prima lui ofertă care ne-a făcut-o de 350.000 de euro, era aia numai ce da nici 2 lei euro. Numai ce da nici 2 euro și nu ne mai tot bombarda pe noi cu hârtii, faceți voi expertiză, ce să vă dau la urmă. Dar să dânsurii să câștige cât mai mult. Să vă spun, interesul dânsurii să câștige cât mai mult. Eu vă spun următorul aspect. Clădirea asta
Ascultați ce vă spun eu aici și poate eu nu o să mai fiu. Clădirea asta nu va vinde domnul Angheluță nimănui. Niciodată. Nimănui și niciodată. Că nimeni nu-i o cumpără. Ori dumnealui probabil că forțează nota și vrea un preț de la noi. Exact. Facem o evaluare și zice 8 miliarde. Exact. Scoatem 8 miliarde și dăm 8 miliarde. Da, asta o să întâmple după aia, cu aceeași majoritate. Și el o zic, da, domnule, vă dau 8 miliarde, poftiți, luați 8 miliarde. Da. Aici se vrea așa, domnul Puiu. Aducem un amendament. Dar vă spun ceva, de la expertiză, comitet, echipa care vă alegeți dumneavoastră. Da, nu, 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 nu. Da, băi, neni, eu nu-ți dau mai mult de 5. Da, domnul primar. El ar să zic 7. Domnul primar. 5, domnul primar. Eu din punctul meu de vedere, negocieri, dacă n-ai un punct. Eu din punctul meu de vedere nu i-aș da decât cât a dat el când a achiziționat-o de la întreprindere. Absolut. Prețul la un apartament, prețul la un apartament. Domnul Puiu, ori să mă ierte Dumnezeu, dacă nu puteam să vorbim pe alt fond. Aducem un amendament la proiectul de hotărâre. Da, domnule. După următoarea ofertă a domnului, așa? Să ne facem de ce deschidem? N-am nimic împotrivă. Păi și atunci nu mai vorbim cu tine. Și nu mai vorbim cu tine. Prima dată treaba asta. Nu ai voie să cumpere. Eu trebuie să-i fac expertiză. Eu nu pot să fac expertiză. Nu ai voie să cumpere fără expertiză. Nu pot să fac expertiză. Dar și poate să vorbim. Nu pot să fac expertiză. Nu pot să fac expertiză. Prin proprietatea mea, dau voie să vin să-mi fac evaluare. Tu ți-a dus ce valoare mi-a zis. La curtea de conturi. Lasă-mă cu curtea de conturi. Omule, eu scot casa la vânzare. Dumitale, vrei să o cumperi? Vii cu experți în casa la mine să-i face valoare? Absolut. Dar tu doresc să vinzi mie, mă lasă. Și dă o mașină când o cumperi, nu te duci cu ea la sedul spune. Poate fi testată în sedul. Mai dai mașină ziua. Auzi, cum a zis domnul Puiu, s-o interesa și eu mult poate vinzi fără experiența lea de la primărie. Domnul președinte, cum a spus domnul Puiu, domnul Angheluță prin demersul, ani trasează sarcini. Faceți așa, faceți așa, faceți așa. Fără să fi căzut vreodată de acord asupra ceva, fără să fi făcut o comisie în care să încercăm o negociere, ca să știm dacă are vreun rost, ca să mai discutăm despre altceva. Exact cum zice domnul Puiu, dăm idei. Când poate valorează însuși clădirea în sine 8 miliarde. Prin poziționarea ei aici, altcineva nu o cumpără în afară de comuna său. Pentru că terenul sub ea este a Consiliul Local și a comunii este. Noi venim acum și ridicăm în la fine, când el nicio discuție nu a venit să facă. O zis că să vină. Am făcut o comisie, am încercat dat o negociere ca să știm care noi să aruncăm bani pe o evaluare. Nu. Așa de undeva au apărut o chestie, hai, o intenție. Hai, domnule, să facem un proiect corect, cum am făcut pentru complex, declanșăm procedurile pentru cumpărare. Nu intenții. Intenții tot avem. Numai că e dubioasă intenția asta și chestia asta. E cel puțin dubioasă. Nu mai știu, domnule, veniți aici și veniți în timpul programului. Deci, și noi suntem într-o ședință de Consiliu, numai evaluare și respect. Nu putem să discutăm cu el. Eu sunt de acord. Nu putem discuta cu el. Păi putem discuta cu el în momentul în care vine și asumi. Atâta este prețul meu și noi stăm de vorbă, spun, băi, fratele meu. Și mai departe, dar nu mai evaluare. Dar nu iasă prețul care face evaluatorul și expertul. Noi putem să spunem, putem să dăm de la prețul evaluatorului, comisia ne poate discute. De la ce facem evaluare? Haideți să ne înțelegem noi. Ați promis pe rând ca să ne la momentul ăsta, marea bătălie pentru minunea asta de club. Dom'le, primărie noi avem. Vă uitați la ședințele de Consiliu Local. Ați vrut să o aprobați? Când am spus că avem un proiect mai grei, luăm tihara aia asta de peste drum. Ați vorbit în curte, este proiect, mergeți din împreună cu Miric sau cu Vici. Dar este aprobat proiectul. Păi nu, dar trebuie modificat. Ați vorbit primărie, a zis că nu mai încăpem în ea. Oh, uite, acolo e libertatea noastră, acolo e primăria, acolo e piața agroalimentară, acolo e Iisus. Eu rămân la ideea că cel mai bine ar fi să ne întâlnim cu domnul Angheluță. Nu, cum ar fi să faceți primărie, domnule, din bani locali. Nu mai discutăm ce trebuie, trebuie un parc aici. Trebuie o parcare ca la cismici și tot mă lebă. Domnule, când vezi camera de filmat, dumitare, una, două, te explic ca de mărită. Eu îți aduc dumitare toate documentele și ședințe. Eu nu faci campanie electorală. Și crede dumitare că eu îmi fac campanie electorală. Eu îți arăt unde ai fost în campanie să rezolv probleme. Dacă vreți să puneți la vot proiectul ăsta, nu știu, eu mă țin la votat proiectul ăsta. Așa.
Nu sunt împotriva achiziționării clubului, atenție, dar nu în orice condiții și nu impuse de el, negociat cu el. Aici mi se impun niște lucruri. De-aia mă deranjează. Să vină domnul Angheluț, să stabilim un număr de membri, 2, 3, 5, 7, domnul primar, ascultați-mă până la capăt, 2, 3, 7 oameni din Consiliul Local și cu domnul Angheluț, dacă vrea și domnul primar să fie foarte bine, dacă nu, nu, și nici domnul Vici și nu vrea să vină dumnealui, numai așa, discutăm de pe principii de putere financiară ale primăriei, nu de ce vrea domnul Angheluț. Domnul Angheluț o să vrea 350 de euro. Dar acum chemați aici să vedeți ce vrea? Acum spuneți că... Păi haideți, eu ce v-am spus, haideți să stabilim o comisie care să se întâlnească cu domnul Angheluț, să discutăm cu cărțile pe față noi. Atât suntem dispuși să oferim, dacă dumneavoastră considerați că puteți. Domnul primar, și după aia vedem de expertiză. Cum să nu trebuie să... Păi după aia vedem de expertiză. Păi așa facem expertiză, cheltuim banii și expertii o să ne spună că 8 miliarde. Cine a fost primul, ou sau găină, cam așa e. Păi dacă de asta, măcarul specializa, vorbim. Supune la vot și vot. Hai că pune la vot. Ce face? Supune la vot? Supune la vot. Eu mă abțin, doamna secretar, mă trece. Dar și supune la vot. Care pentru? Un pic. Pentru că am avut contradicții și în decembrie anul trecut. Câi două treimi, câi majoritate funcții, câi majoritate așadar. Este hotărârii privind patrimoniu. Mergem pe articolul 45 aliniatul 3. Cu două treimi din numărul total al consilierilor în funcție. Și pot să vă citesc și din deciziile curții. Curtea reține că, în condițiile în care în conținutul patrimoniului intră și drepturile de creanță, precum și drepturile reale al căror titular este unitatea administrativ teritoriale, noțiunea de hotărâri privind patrimoniul se impune a fi interpretată ca incluzând orice hotărâre prin care se stinge, se transmite sau se dobândește un drept cu caracter patrimonial. Deci, este hotărâre privind patrimoniul, da? Două trei. Da. Da, pentru că au fost discuții în decembrie anul trecut. Da, doamne, supuneți la vot. Supuneți la vot. Nu ne înțelegem din vorbit. Da. Supuneți la vot. Trece, trece, nu trece, nu trece. Care este pentru? Numărați. 2, 3, 6, 5, 6, 7, 8. Contra? Este. Contra cât? 7. Abține? Stați două secunde. Împotrivă. Notez pe cineva? Domnul Bobeică, împotrivă. Abține. Doamne, eu justific votul acolo pentru ce? Abțineri. Puiu, Ciobănașu. Dogariu. Nicodim. Nicodim și Luca. Deci la mine să treceți în dreptul la împotriva acolo pentru ce sunt împotrivă? Pentru că așa se duce la cetățeni. Pentru că nu este fundamentată achiziția lui. Nu că nu e necesară. E necesară, dar nu e fundamentată. Și cine asigură cheltuielile după aia? S-au închis, oricum, asta e. Deci, Solisa Zolea, că nu s-au închis deloc. Faceți două, trei, și aprobați. Dom'le, eu propun comisia pe probleme care răspunde de acolo așa, să facă studiu, să preia dumnealor, să vină cu un proiect de hotărâre, că dacă nu, că artificial, neartificial, mort, nimort, trează, așa. Și știi dacă poți discuta cu omul și știi ce... Și să hotărâți dumneavoastră. Poate noi nu ajungem la... Nu înțelegem ce să facem, cu toate că, mă repet, ne-am consultat și noi cu specialiști, că stau de o lună aici și bă, n-aveți lumea nebune, așa, cu banul statului. Sau... Așa. Eu asta e părerea mea. Să sunteți de acord, fac o propunere, comisia, cultură, nu știu care, sănătate... În toate comisiile, domnule. În toate comisiile, gătim. În toate comisiile, iar începem balamucul cu aia. Câte doi. Cum am zis cum am numit astăzi? Lasă-mă, iar începem. Dar mai lasă-mă, domnule, mai lasă-mă vorbească și-o altă vreme. Dar dumneavoastră, domnule, îi țineți prelegere care să facă din comisii. Aruncați cu noroi și cu vorbe alterate. Domnule, nici măcar nu sunteți inițiatorul. Eu nu v-am pronunțat numele, domnule. Păi, dar nici eu ce l-am pronunțat. Dar nu numai unul vorbește. Da, vă rog frumos, trece la următorul punct. Da, da. Dar spuneți, să puneți la vot. Uite, domnul Vici o face, că e consilier. Comisiile, una, două, cât trebuie, dacă e nevoie și popa catolic. Exact așa, așa? E cel mai bine. N-avem, n-avem un comun, popa. Exact așa, așa e cel mai bine. Da, da, bineînțeles. Și... O faceți la diverse, domnule. Proiectul de hotărâri, doamnă, hotărâți odată, trece, nu trece, cu majoritate, la următoarea etapă, la diverse. Păi ce stăm acum, facem, propunem la proiectul ăsta?
Dar ce rău, numai dumneavoastră vorbește, vreau să știu de ce rău. Domnule, la diverse să vorbească. Da, eu nu vreau. Proiect trecut, gata. Deocamdată îți discută și mai aveți un președinte proiectului de ordinea de zi. Mai aveți. Să ordinea de zi, n-am fost lăsat, totuși la urmă mai mi-aș dori să mai citesc o dată nota de fundamentare. Nici măcar n-am fost lăsat să... Nu mai citit. Dar dumneavoastră ați citit și ați redat exact ce vă place. Păi nu, domnule, pentru că acolo în dosar este altceva pus. Nu. Ofertele lui domnul Angheluță, care nu sunt nota de fundamentare aici. Aici e nota de fundamentare și avem anexele la spate. Noi dacă ați vrut să luați numai ce doriți... Noi am avut la comisia... A divers, vă rugăm frumos, probleme... Nu mai este, asta a fost ultimul. Rectificarea. Asta n-ar trebui să uităm, că toți și-au dorit achiziționarea clubului, toți și-ar dori. În continuare dorim. Așa, eu din fericire am fost și în afară și am văzut ce ar însemna o sală de festivități în care poți să desfășori și festivități și, dacă am putea o organiza în așa fel, și activități sportive și spectacole. Domnul Vici, dar ideea a fost că ne interesează doar să încercăm să o facem corect. Păi asta am încercat să fac, e făcut corect. Intenția lui de ajuns trebuie să discutăm exact cu un și nu putem vorbi pe alt ori, n-am putea să fim și noi civilizați, să înțelegem. Trebuie să rămim de fiecare dată, trebuie să țipăm. Lasă, domn Marian dă citate din data. Ar trebui să ne schimbăm. Da, domnule, dumneavoastră aveți o mare calitate, domn viceprimar. Nu vi s-a uscat repede cerneala de la alegeri până acum? Și bați seama că ați ajuns numai la marele proiecte al SEU-ului. Poliția locală o ținem în grajdul comunal. Când vinim la ședința, aici trebuie să ieșim pe bun. De ce n-ați inițiat dumneavoastră? Pentru că domnul primar nu m-a hotărât, domnule, de construcția primăriei eu făcut. Deci din 2000 până acum nu m-a hotărât. Domnule, la următoare avem cu proiect de hotărâre. Ați vrea să stau și eu 4 mandate să nu mișc, să nu fac nimic în comuna asta? Mișcați, domnule. Păi tocmai asta încerc să fac, să mișc. Dar știi cum vă poți. Vă rugăm frumos, trecem la următorul punct. Domnul primar, vă rugăm foarte frumos să prezentați. Da, proiectul de hotărâre, rectificarea bugetului. Dar sunt probleme. Probleme. Îți chemăm contabila, dacă cumva mai e ceva. Mi-a explicat el. Unde așa? Da. Acum, în ce privește situația cu banii la biserici? Am înțeles că mai sunt dorințe și sunt convins din partea preoților ca să mai putem să încercăm să ajutăm cu ceva. Dacă dumneavoastră sunteți de acord la cei care n-au luat ceva să vedem cum putem face, umblăm la el acum, chemăm contabilă, unii iau alea când mai pune acolo. Dacă nu mergem așa, că mai avem o ședință, cum credeți dumneavoastră? Dar, de exemplu, care parohii n-au primit până niciun. Au primit biserica. Păi de asta aș vrea. Ca să știe unde s-a dat și unde nu s-a dat. De exemplu, la parohii, la partea domnului de acolo. Difizitiem nouă niciun în afară de asta, nu a primit niciun. I s-a dat la una, la Soci, și nu a mișcat nimic. De când niciun... Știi, nu cumpără fier, cumpără... O să aducă dovezi. Probabil o să aducă dovezi. Da, păi nu poți să și puțin la izvor, la schidă. Nu știu, 100 milioane. Am de fire. La mea putea la depunul de poliție. Da, trebuie să ajutăm și la partea. Nu, auziți, eu întreb. Cât și unde, cât vreți, cât vreți. La plătinit, la muncă. Hai să donăm tot bugetul și gata, și încheiem discuția. Pentru că fiecare îți poate administra câți bani are, cum poate, din ce poate. Trebuie să trecem la... Nu știu, nevoi sunt multiple și foarte, foarte, foarte multe probleme au și îți confrunt. Atunci la partea mea de ce țară, te zbați ceva acolo, nu știu. Da, nu-ți spus părintele, da, acolo faci... că anul ăsta nu a luat nimic. Dar părintele a acceptat, a zis că să-i se dea la an. Ei, la an, ai văzut, era 10.000 de lei. Dar parcă așa ați discutat, că a fost informat părintele Petrică și a zis că acceptă să cedeze în favoarea săului ca să... Dar n-a depus nicio solicitare, că sunt în comisia în care am... Păi n-a mai depus nimeni din comisia. Da, a fost o chestie, am zis doar ajutat. Nu mai trebuie la niciun. Vorbănesc tot la fel. Păi, domnul președinte, am trecut la diverse? Nu, suntem la... Nu, la... Aprobați-l cum credeți. Bine. Dacă să se scoate, domnul Pui, poate. Da,
cred că s-a învățat ceva din rectificările anterioare și e bine că se merge pe linia asta, adică centralizatorul acesta care ne-a fost prezentat are și influențele pozitive, negative asupra bugetului și e bine, dar mai venim acum cu o altă solicitare. Discutam cu doamna Elena ieri după amiază, ne-a explicat de unde a luat banii, unde i-a dus, cum i-a dus, cum i-a făcut, dar întrebarea mea firească este: sunt referate de necesitate pentru acești bani? Care? La care s-au dat? Care s-a dat. Da? S-a luat. Păi dacă s-a luat de acolo, în ce bază s-a luat? După documentele care le-au depus la comisie. Adică, păi nu ne-am înțeles la un singur lucru. S-au alocat 20.000 de lei pentru... Stilul vechi. Instalații. Da, eu am, dumneavoastră mi-ați cerut referat pentru, efectiv, pentru cât costă instalația. Dar nu v-am cerut dumneavoastră. Nu v-am cerut dumneavoastră, ați înțeles greșit. Noi n-am cerut, comisia noastră, n-a cerut nimănui, a cerut doamna Elena. În ce bază s-au alocat acest 20.000 de lei? Este referat de la primar, făcut în luna trecută, deja din luna nouă, că am nevoie de bani în rectificare de bugetul următoare, am nevoie de bani pentru achiziționarea a instalații ornamentale și a becuri pentru... 10 instalații ornamentale, da. 20 de becuri, 700 număr, de... Nu am trecut numărul, nu am știut câți bani astea. Astea, pentru că sumele... Eu mi-aș dori cât mai mult să fac toată comuna în instalații. Ce am spus noi ieri, era și dumneavoastră acolo, am spus, dar suma este infamă, nu e mare, dar de unde mai mulți bani? Cum v-ați dat și 4-5 ani? Nu, separat, mai sunt alții, mi-a explicat doamna Elena. Nu, asta e problema. Referate de necesitate în spatele fiecărei rectificări. La ce am cerut eu? Deci, știi ce se întâmplă? Trebuie să facem un PSEAP, nu? În condițiile astea. Dar nu trebuie neapărat să facem PSEAP. Da, toate achizițiile PSEAP. Orice. Păi și nu în baza unui referat de necesitate. Nu licitații, nu licitații. Și nu în baza unui referat de necesitate ca să fac achiziție. Nu am trecut câte bucăți. Nu știu ce bani. Păi tocmai de asta, mi se pare că sumele trecute se pare puse din fondei, așa. Da, cam așa. Și am întrebat-o doamna Elena și a zis că cam așa s-o cheltui și anul trecut. Da. De răspunsul lui, pentru un economist care, tehnic vorbind, economist să spună, am stabilit suma asta pentru că este necesară achiziționarea. Aia, la. Corect. Da? Ne-am lămurit. Da. A spus că e ultima rectificare. Mai sunt întrebări? Da. Poate, vin și întreb eu. Deci, domnul Eugen a punctat exact treaba cu banii alocați în rectificare. Și eu am ridicat problema. În baza la ce documente contabilul unității uită cu banii ăștia ca să fie rectificați la aia? Bănuiesc că tot în intenția de a face un referat de necesitate. Domnule, haideți să ne înțelegem o dată. Ordonatorul de credit plătește în baza... Deci este ordonanțarea, domnule. Are un referat de necesitate, poate să fie ăla care îl face de 100 de milioane. Îi se aprobă 10 lei, doar. În baza ălora, 10 lei se face treaba. Noi ce facem aici? Ce a spus dumneavoastră în spatele rectificării ca document? Expunerea de motivă care scrie este de acord cu suma. Dar suma pentru ce? În baza la ce document se face, domnul? Sau în primăria asta nu se respectă nicio conveniență, nimic. Legală. Nu referatul de necesitate este baza în care se aprobă ceva? De banii care am solicitat, eu am referat. Vreți să vă aduc cu număr de înregistrare din luna nouă? Nu, domnule, vreau să spun că la referat trebuie să ai niște prețuri, niște... Exact. Așa. Dar de unde să le ai valoare? Domnule, vă mai spun o dată, achizițiile publice. Achizițiile publice sunt alea legale care sunt. Deci, intrați în nomenclatoare și vedeți în ăla, în registru electronic, vedeți cât sunt, cine, ce prețuri, ce astea. Păi nu înțeleg, facem aici și achiziții cum vrem fiecare după capul nostru. Și... Achizițiile se fac, ai făcut publicația de achiziții și el ați venit cu prețul cel mai mic. De unde să știu eu ce preț mi-aduce ăla azi sau mâine când o să-i dau eu că am intenția de a cumpăra instalații. Domnule viceprimar, eu vă mai spun un lucru. Cu 20 de ofertanți să trec eu în ăsta prețul cel mai mic dacă altul vine cu altul, mai mic. Ce preț poți să iei eu? Dar nu treci preț, faci doar ăla. Am înțeles. Ai compartilat. Tu vadă valoare, să vadă tot. Păi dar absolut. Dar și unii există vânduri. Treaba e că dacă nu ai cifră în buget, nu te apuci să târguiești.
Dacă n-ai bugetat, n-ai ei n-ai un seam, nici nu seam nu dacă nu ai parat de aici. Dacă nu-ți trecut, e la aproximativ, băi, eu vreau să iau 10 becuri, asta ar însemna prețul cel mai mic, cum zici tu, un milion. Un milion jumate acolo, poate eu 15 milioane. Dar chiar, auzi, Costel. La buget eu vorbesc, domnul Fer. Am discutat și cu doamna Elena, chiar dacă nu ai preț, scrii că trebuie, trei lumânări, patru perechi, nu ai, nu ai. Atâta, le scrii și să le cauti preț cine vrea și să le cumpere. Bă, e aproximativ suma asta, îi trebuie. Tot trebuie un necesar. Cât îmi trebuie? Da. Știi când îi trebuie, domnul Costel? Îi trebuie pentru... La școală la lungă, spunem, știi, la... Și faci niște prețuri aproximative. Pentru centru să facem frumos, ca anul trecut am avut numai pe jumătate din brad. Toți am văzut. Așa, și toți au spus, bă, intrăm ca în iar. Nu? Trebuie, doamne. Pentru făcut. Abasău, dar asta nu înseamnă că nu trebuie făcut și... Tocmai de asta nu se ajungă 20.000 de lei. Nu se ajungă, o să vezi că nu... 20.000 de lei, nu se ajungă, nu se ajungă. Îți vine numai ciripic acest. Domnule, problema de fond este alta, nu ce vreți dumneavoastră să înțelegeți. Domnul Puiu a întrebat așa, domnule, ați făcut rectificarea, banii ăștia ați spus în baza la ce documente, domnule, să rectificăm. Asta a întrebat. Nu ne învârtim în jurul degetului. Cine nu știe că fiecare vrea să se pună toată comuna. Dar care ne-ai ferat? Sunt făcut, dar care ne-ai ferat? Cheltuielile. 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 Pentru iluminat. Da. Și restul pozițiilor aveți? Nu mai. Dom'le, sunt mai multe poziții acolo de, de rectificare, domnule. Păi știu că sunt mai păi multe. Sunt documente pentru rectificare, stabilirea rectificării. La date 5 de termină. La 50 de ani de căsătorie. 50 de ani de căsătorie, judecătorie. Ce? Nu știu, nu știu, nu știu, de bani, nu știu. Domnule, câți, întrebarea mea vine acum... Da. Câte cucuri sunt? Nu se știe. La ora știe. Două luni. Hai, că am întrebat și el. Nu se știe. Două luni. Mai moare. Mai eu poate uit până atunci. Domnul Traică. Registru e aici la noi. Noi stabilim câte cucuri sunt. Că mai sunt în viață. Că nu. Ne ducem la popă și întrebăm popa cât o mai murit. Cum faceți estimarea pentru asta? Popii trebuie să-i dăm bani. Și primul rând bun. O să aflăm câți 20 de cucuri, dar... Cât îi dai pentru unul? Dăm stabil. 3, dăm 4 sau atunci? Deci asta nu e stabil. Funcție de număr se stabilește. Tot în consiliu. Tocmai asta spune și domnul Bobeche. Noi nu știm nimic. Atâta știm că votăm 300 de milioane sau 30.000, 40.000. În schimb, nu știm exact cum se distribuie. Dar mai sunt 2 luni până se împlinește, zice așa la Viorica, depunerea de dosare la 50 de ani. Dar măcar spus, pentru fiecare cuplu cât o să stabilească, stabilim. Aia se va da o hotărâre. Și banii care rămân necheltuiți, 1.000, 2.000 de lei. Facem hotărâri că nu mai bugetăm. Noi am bugetat, bugetăm banii pentru căsătorii. Nu? După aia dăm hotărârea, în urma bugetului, mai pe buget, am atâția bani. Și ce rămân să bagă înapoi? Sigur că dacă nu se cheltuie, dar... Ceea ce întreba foarte simplu, domnul Puiu, la obiect. Sunt 50 de cupluri, domnule. Le dăm câte 5 milioane la tata. Și am pus... Pentru că a fost... 50, 28 anua, domnule. Și or să fie 60 de cupluri, la ceilalți 10 nu le mai dați. Bani, domnule, că nu se aveți în buget? Păi de cât avem aici, Emiș? Dăm mai puțin. Băi, eu asta... Tu ți-ai văzut ceva, da. Dăm mai puțin. Exact. Adică nu știm, noi nu știm cât sunt și dăm cât... Dar eu să știu, domnule, cine ia face inventarul în comun, domnule. Sunt care împlinesc în noiembrie, în decembrie, 50 de ani. De unde vreau, doamne iartă-mă, să căutăm noi care împlinesc în astea două luni, 50 de ani de căsătorie. Starea civilă la Comăneri, să căsătorești la Comăneri, evidența populației la Comăneri. Da, ești convins de asta. Asta e așa, ambiții. Da. Deci trecem și punem la vot de spectacol. Da. Cine este pentru? Contra? Contra. Gica. Abține? Domnul Mureic, abține. Nu fi mai nimeni, da? Da. Bine, abțineți. Divers. La diverse, eu ridic o problemă cu tubul care îl bagă la prăul Iacob, acolo, la prăul Bran. E prea mic, chiar. E prea mic. Am văzut tot tubul a fost acolo, un singur tub, ați văzut s-a fundat, de câte ori a fost calamitezi, de câte ori s-a fundat acolo? O dată a fost. Când ai spus că n-ai desfăcut acolo. Știi ce se întâmplă? Și acum, știți că s-o s-a întâmplat acum asta ultima? Ca să-l schimbăm, pentru că, ai să fie îndrept, varianta s-a făcut cu tub de 1000 în 2015. Și în 2016 a venit apa mare și s-a întâmplat. Proiectanta spune,
vă costă în jur de 500 de milioane ca să facă 4-500 de milioane. Dar nu pot. Să pui tu de 1500, nu de 1000. Bagiu, tu de 1500 cel puțin, tu mai mare. Da. Diferența e foarte mică. De la un tub de o... De preț. De preț, da, e foarte mic. Nu facem pot, dar da. De la 1000 la 1500 tu e... prea o grămadă. Maximum. Poți fi maxim. Mai mare de sau de 2000, dacă are tu. N-ai un telasaj jos cu 2000. De ce? Găsești soluția. La metri, un la Valea ai nu... Nu la Valea Brea, la deal. Un telaj 2000. Găsești soluția. Face cămin, mai ridică drumul și la deal și la Valea, că și așa e... Dar ridică, și așa vine acum, atâta l-a ridicat. Da? Când a pierd strațele, ce a ridicat? Faci cămin, mai ai unde? Scoate pensele, scoate... Nu știi cum... Faci un cămin, cauze, urmine. Dorel, faci un cămin mare în față de colectare și ridică. Faci cămin. Băiete, asta a fost soluție. Faci conectare. Un metru, un metru, un metru. Un metru, un metru. Un metru, un metru, un metru. Scris acolo și votat, să ne se prezinte raportul cu investiții. Este, nu l-am găsit în nicio mapă, raportul. Și eu am cerut. Deci, au fost două rapoarte. Deci, unul cerut de domnul... Și eu am cerut. Și unul care l-am cerut. A fost trecut în cadrul ședinței. Eu am cerut... Există raportul că mapă nu l-am găsit. Sau nu este făcut. Dacă nu l-ați găsit, înseamnă că nu este făcut. Păi atunci consemnați asta. Eu am cerut starea izlazului. Tot raport. Eu am cerut un raport al Comisiei de Fond Funciar, cu toate activitățile care au avut la... de că s-au format ea, și un tabel cu proprietarii care s-au... Dar nu vi s-au dat la instituție? Cum nu? Eu nici nu am fost, dar nici nu am găsit nici acum. Nu am fost nici în ședința trecută, dar am văzut că nu s-o... Marea poliția fondului funciar a fost pusă pe cele legi, așa cum o dăm la prefectură și tabelul nu are domnul... Dar nu l-am văzut, a, nu a fost niciodată. Și există și un raport al Comisiei de Fond Funciar? Există un raport, există o informare pe legi. Câte dosare s-au aprobat la fiecare lege, ce s-a validat. Și ăla, unde găsești? Bun. Întrebare, doamnă secretară. Deci eu am solicitat raport la asta. Ce nu este în regulă că am solicitat raport, să ni se prezinte raport legat de asta? Pentru că intenția asta a fost să vedem dacă investițiile sunt făcute, să vedem rectificarea bugetară și ce mai aprobăm. Pentru că nefiind trecut în ordinea de zi la diversii, că la noi la diversii nu se scrie de la început ce vrem să discutăm. Discutăm ce vrea fiecare. Deci, dacă referat de necesitate când să fac lucrările în primărie, nu-i nevoie. Dacă rapoarte să prezinte Consiliului Local, nu-i nevoie. Sau nu este nevoie, ca să mă exprim literal. Atunci ce facem? Ne adunăm aici și eu vorbesc mai tare, nu? Și vin să râd de alții care, vai de mine, să boicotez lucrările Consiliului Local. Doi. Așa cum am avut stabilit în hotărârea 66 din 12.07.2017, prin hotărârea prin care am aprobat măsuri din întocmirea unui nomenclator stradal al comunei său, termenul de îndeplinire a fost 15 octombrie. N-am putut să-l depun până atunci pentru că sunt și eu angajat și n-am timp să stau pe scări din primărie. Am înregistrat raportul astăzi, deci raportul, cu toate comisiile care au lucrat la el, cu nomenclatorul stradal al comunei și nomenclatorul pe fiecare stradă, așa zis, principală, în toată comuna. Și aș vrea să vă citesc din raport ca să știe și lumea asta când se uită la televizor, să nu creadă că mă trezesc vorbind aici singur. Și spune așa, conținutul documentației, lista centralizatoare a străzilor pe comună. Propune. Lista centralizatoare a străzilor pe sate. Propune. Anexele conform hotărârii cu propuneri de atribuire sau schimbare de numiri din nomenclator.
stradal, pesate componente. Hărțile MAP, care ghidează traseile pentru atribuirea denumirii străzilor. Și ca să fiu limpede, să înțeleagă și dumneavoastră, domnule, puteți să veniți mai aproape cu camera. Ca să înțeleagă lumea odată, pentru că dumneavoastră îi expuneți. Aceasta este harta MAP cu străzile care sunt. Să vadă și ce documente am făcut. Acesta este centralizatorul cu rețeaua de străzi, iar acesta este centralizatorul pe sat. Pe satul, centrul său ăsta este. Și fiecare cine a lucrat la ăsta. Deci, în asta constă lucrarea care am făcut-o, cu măsuri și propuneri. Deci, noi ne-am asumat-o și am scos-o la capăt. Problema noastră în momentul ăsta este ca dumneavoastră, domnule primar, să, duceți la îndeplinire efectuarea nomenclatorului stradal al comunei a său cu rebotezare la tot ce înseamnă numere, până la făcut plăcuțile, după ce aprobăm nomenclatorul și îl trimiteți la primărie cu plăcuțele de străzi. Să-l supuneți în dezbatere publică ca populația să aibă încă o dată ocazia să vadă ce stradă, cum se cheamă sau are altă propunere. Și în momentul în care hotărâm și o să aprobăm hotărârea dumneavoastră de Consiliu pentru nomenclatorul comunii, atunci o să rămână lucrurile definitivate. Eu i-am dat număr de înregistrare, i l-am predat doamnei secretare. Din momentul ăsta noi ne-am terminat, am dus la îndeplinire, așa scrie aici, raport de ducere la îndeplinirea hotărârii. Noi v-am cerut raport pentru mai multe hotărâri. Nici măcar pe alea nu le-a strâmbut. În raport măcar. Și aș mai vrea să mai specific ceva, pentru că bag seamă că tot timpul dumneavoastră mi le luați și mi le răstălmăciți treburile. Domnule primar, am făcut statutul comunei a său. Am făcut emblema comunei a său. De ce nu o utilizați pe document? Ați primit răspunsul de la prefectură, comisia nu s-a putut întruni, doar vi l-a citit domnul Lască, îl chem din nou. Nu asta, nu asta este ceva. Până când vine aprobată de Guvernul României, dumneavoastră puteți să utilizați emblema. Pentru că este aprobat în Consiliul Local. Am făcut și nomenclatorul stradal. Și acum vine întrebarea. Că nu știu cum să mai spun. De fiecare dată toată lumea vrea nu știu ce. Dom'le, când aveți de gând să aduceți hotărârea prin care să aprobăm în bugetul 2018 centrul civic a comunii în care să reparăm monumentul, să facem primărie? Și lăsați-mă cu cluburile. Nu, dar pentru că m-am săturat că viu la ședință să stau la masă. Vreau să mai treaba asta. Clubul am discutat de câte ori cu primăria, adică așa și n-am fost de acord că să facem complex. Aduceți, domnule, documentele prin care consim. De la guvern. Domnule, aduceți hotărârea de Consiliul Local din 2000. Nu, aduceți hotărârea ca să afirmația, nu e așa. Păi din 2000. Aduceți hotărârea dumneavoastră din 2000. Din 2000 este și proiectul. Aduceți hotărârea prin care e aprobată primăria de făcut. Alo. Și Consiliul ăsta local va revota. Adoleacă, da, e bine. E bine că vă reveniți. Adoleacă încoace o legătură. Vino leacă încoace. Da, e bine că vă reveniți cu primărie. Aveți trecut... E un pas înainte. Aveți trecut în planul de investiții efectuarea primăriei? Deci să-l întrebi dacă de la început... Cine a propus lucrările? Cine a propus lucrările în primare investiții în comuna său? Ce ne se propune? De câte ori a fost vorba de primărie? Ce primărie? Acolo se face la complex. O să fie un parc, o să fie parcare. În Consiliul Actual. Cu fântână artezian. Umbre, dar acum două, trei. În Consiliul Actual. De când mi-a pălit boala cu complexul ăsta. A fost vorba de primărie în Consiliul Actual și eu nu știu? Păi nu, dar ce ni trebuie? Nouă că se poate muta acolo. În actualul Consiliul Local n-am avut niciodată discuția de primărie. Că suntem de acord, cum să nu fim de acord? Dar oamenii ăștia sunt desfășoare. Că discuți de documente, uite cum o să o facem, domnule. Chiar sunt curios, dacă domnul viceprimar, dacă nu vă răspândiți. Ați avut o trecută în programul de investiții a comunei a său în 2016 și aprobată și noi în Consiliul Local nu vă aprobat. Uitați, domnule, că o facem pentru la anul și facem primărie. Dar cum să nu fim de acord? Pentru că paralel sunt. O mai rămân de anul ăsta, ce mai vine, ce mai adunăm și putem începe. Și în 2-3 ani se poate face o primărie. Uite că la următoarea ședință o să vin. Dar bag seama că prioritar este... În proiect de hotărâri să cumpărăm clubul, nu primăria. Dacă era prima dată
un proiect de hotărâri cu efectuarea asta facem în construcție. Facem întâi primărie și apoi cumpărăm și complet și club, nu? Iar noi sunteți de-aia. Păi duceți, domnule, hotărâri la îndeplinire, v-am pus să luați... Lasă spectacolul ăsta că... Nu, da, e... Deci e plictisitor spectacol. Da. Spectacolul pe care îl țin aici este plictisitor. De câteva ori. Plictisitor este și cu redarea pădurilor, și cu raportul primarului, care nu vreți să-l depuneți. Deci nu vreți să scrie în lege. După anul nou, când vreți dumneavoastră. Da, e primul an de mandat. Citiți, domnule, că habar n-aveți legea 205. În primul trimestru al anului se depune raportul. O să-l dau pe site-ul primarie și o să-l studiați. A, deci îl trimiteți pe site-ul. Păi, dar ce site-ul e din aluat în seamă? Prezentați-l în Consiliul Local, domnule, că așa spune la lege. Ați la diverse? Da. Păi, e dar scandalul. Scandalul de fiecare ședință. Păi, sigur, scandalul este, domnule, când dumneavoastră faceți numai ce vreți să-ți fac una. Domnul, o fac și trebuie și ce să domnul primar, greșeți, mă rog, de suflet. Este scandalul datorită camerei. Când n-a fost camera, da, așa este. Cu minte. Dacă a venit domnul Lascăr, să ne ținem aici, că... Spuneți, de ce a fost chemat? Pentru stemă, nu? Cum e cu stemă, prim? Mai repet o dată, sau deci domnul Veica, două. De ce nu s-a aprobat la Bacău stemă? Ia zi. Nu păi se reușește să se întrunească comisia heraldică pentru că nu sunt fonduri. Domnul, i s-a mai spus o dată treaba asta. Domnilor, înțelegeți ce spun eu? Hotărârea de Consiliul Local este a Consiliului Local cu stema aia. V-a respins prefectura hotărârea de Consiliul Local? Dar nici nu a aprobat. V-a respins hotărârea? Nu, dar nici nu am avizat-o, pentru că trebuie să prefectul, trebuie să dea un ordin. Știu, domnule. Este o comisie. Știu. Și duceți-vă la Dărmănești, domnule, care e făcută după anea și este pe toate documentele Dărmănești. Nu eu a aprobat-o, domnule, doamna Maricica. Păi și atunci ăla de ce o folosești, domnule? Pentru că e făcută de mine? Nu știu. Aha, n-am știut și asta. A, n-a știut. Scuzați-vă, domnule Gherasime. Nu știu de ce o folosești dacă nu e aprobată. Asta pot să vă spun. Nu sunt unește comisia de hrană, că nu au fonduri ca să o aprobe. Dar tu ce faceți? Un proiect de hotărâre de respingere a utilizării sistemului și gata, domnule. Nu utilizează nimeni acum la noi. Dacă ea nu este aprobată de la prefectură, cum să o utilizeze? Domnule, vă respins hotărârea de Consiliul Local, prefectura? Dar nu pot cine să scrie hotărârea. Prefectura nu respins-o, ea s-a dus la juridică, am depus. Ce? Deci dosarul cu aprobarea trimis să depun la Consiliul Județean la juridic. La prefectură e hotărârea, e altă treabă. Deci, întrucât nu a trecut proiectul de hotărâri cu intenția de achiziție a complexului, propun să efectuăm o comisie din consilieri. La fiecare comisie sunt doi consilieri, nu-i bine? Și să-l invităm pe domnul Angeloță să-și spună ultimul cuvânt. Sunteți de acord? Da. Foarte bine. Care sunteți pentru? Ca să știm ce discutăm, ce facem. Asta am spus. Care pentru? Dar nu, din propunerea la urmă. Să limităm un consiliu sau un comisie? Nu, comisia respectivă. Comisia respectivă. Să încerci niște discuții. Președintele fiecare comisie. Să vezi dacă poți apropia de comun. Da, atât. Ca să fie 5 oameni. Da. Cred că acoperă... 3 ori 2. 6 ce? Nu, 5. Ori 7 ori 7. Președinții la fiecare comisie și încă doi oameni. Să fie viceprimarul. Ești președinte la comisie? Președinte la comisie. Și încă doi. Sunteți de acord? Păi stabiliți, bine. Păi da, asta... Am propus. Dacă ai zis pe urtii, cine vrei de acord cu ce? Ce votăm cu ce? Comisie. 5-5. Nu, cu comisie. Da, domnule, și-am zis. Și la propunerea... de acord. Și la propunerea domnului Nicodin, să fie... Să facă parte din comisie fiecare președinte a fiecărei comisii și încă doi oameni. Și încă două persoane. Păi cine? E doamna care e la Comisia de Cultură, doamna profesoară? Da, doamna. Dar nu, poți să vină aici, nu trebuie să mergeți nicăieri. Nu, să fiți invitat aici, că nu să vină. Dar sunt bărbații care... Dar nu e o problemă. Și dacă nu se aduce... Păi să se ducă bărbații, să se duc la dansuri populare. Domnul, propunem. Da. Nu mă pune, domnule. Dar fugi de aici și am zis, vă arunc documentele în cap. Păi, da, așa? Dar fugi de aici, las mă. Păi, vezi, idei preconcepute. Așa, nu e bun nimic. Decât ce spune. Faceți ce vrei. Da, domnule, eu sunt curios. Domnul Tăzăuanu, eu propun.
Ia-și pe domn Maria, Gata, o desființăm comisia, am înființat-o și o desființăm. Dacă nu vreți, ce? Atunci cum, suntem de acord, dar nu vrem, nu? Nu, domnule, dar noi din comisia noastră suntem noi stare, merg eu. Lasă-vă, că facem primărie. Domnul Puiu? Păi ați zis că fiecare comisie câte trei, nu? Președinte, dumneavoastră. Trei suntem. Păi dumneavoastră și încă doi, domnule. Dar domnul Puiu? Da, mă, dar mi-a zis el, e trei, din aia trei. Dar nu vezi noi aici. Hai te vezi noi oameni. Deci nu știu primarul, mă. Paul e pe Bădoroacă, îl propune. Să tot care nu știu. Și cine e președintele de comisie? Și băgeați oferta oarghelăză care este dintre comisie. Eu ce vreau să vă spuneți, comisia asta se poate purta niște discuții, să vedem dacă omul e dispus cu ore la urmă. Asta e care vocea lui. Și să comunicăm la Consiliu și evaluarea dacă fie evaluarea. Oferta lui este limpede, de care? Oferta lui este limpede, dacă nu mai ai ce discutat. Păi de fiecare dată vă mai aduceți aminte, mai dau. Păi de fiecare dată ce facem documente. Ce să facă? Hai să faceți parte din... Terminați, domnule, ați fost la negociere cu complexul. La ce să căutăm? În 27 ultima ne-a discutat. Ultima ședință de astea zi? Poi mâine. O să mergem. Poi mâine ultima ședință. Adică să termine licitația și după aia vă duceți la negociere. Dar ultima ar trebui. Eu vă propun altceva. Comisia aia e simplă. Îi spune domnul Angelu, avem o sumă alocată. Cât avem pentru clubul? 4 miliarde. Domnule, asta e suma care o avem. Asta puteți face în scris. Și atunci, dacă e de acord, e de acord dacă nu va. Nu așa că fi să la complex. Ce mă interesează cu ce valorează când el valorează da. Da. Cu el și nu la cineva. Da? Dar gata să terminăm? Da. 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 Da.